Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă întâlnire cu emisiunea În Interes Public. Invitatul meu din această seară este domnul Ștefan Ghimiș. O să vă prezint în calitate de președinte al ADERDA, președinte al Asociației pentru Democrație, Educație și Respect. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine ne-am regăsit. Sigur, acum nu înseamnă că nu o să vorbim și despre politică și despre ceea ce se întâmplă în mediul universitar, le abordăm pe toate așa. Dar cel mai important este proiectul, chiar așa se numește, Pasivitatea nu oprește bullying-ul. În ce stadiu mai sunteți? Un proiect destul de amplu din punctul meu de vedere, eu zic din afară, greoi așa la un moment dat de gestionat, pentru că ați avut foarte multe acțiuni și ați implicat destul de mulți oameni în tot acest proiect. Mai aveți, e adevărat, încă o lună. Da, aproape am intrat în ultima lună de În ultima proiect. lună de proiect. A fost un proiect care de la început avea un grup țintă destul de numeros. Aveam 1900 de persoane pe care le abordam, 1500 de elevi și Le-ați am depășit reușit liniștit, cred. performanța să depășim. O să fie peste 2000 de persoane care au intrat în proiect, peste 2000, cred că 2100 vor fi, dar avem cele patru evenimente la sfârșit de săptămână, 2100 de elevi care au asistat la seminar sau la workshop sau la teatru avioane de hârtie. Am încercat în toată perioada asta din mai, de când am început zona de seminarii, să mergem în școli și din Târgu Jiu, dar și din județ. Am mers acolo unde persoanele din școală sau directorul școlii sau profesorul din școala respectivă și-a dorit. Deci, dacă am fost chemați, am răspuns da la orice invitație. Au fost directorii, eu știu, reticenți la acțiunea dumneavoastră? Nu, pe cei care am abordat, nu, au fost Au ok, fost au fost deschiși. deschiși, în rest, după aceea am mers, practic, ne-au chemat ei pentru că au văzut Foarte experimentele, au important. auzit probabil de la colegii și atunci am mers și în județ, și în Târgu Jiu, la școli care n-au fost inițial incluse în grupul țintă, dar am zis că dacă tot am creat mișcarea asta sau în sfârșit am zis să discutăm despre bullying, pentru că este un fenomen care se întâmplă, există și nu trebuie să ne închipuim că nu mai există, să ne acoperim ochii și să spunem că gata, nu există, Da, nu se întâmplă nimic. să știți că se întâmplă lucrul ăsta, adică se vorbește foarte puțin despre bullying și dacă mergi în fiecare școală din județul ăsta și întrebi, eu știu, directorul, la noi nu se întâmplă așa ceva, deși el există zi de zi. Nu Corect. neapărat ceea ce vedem noi pe Facebook, bullying înseamnă inclusiv, eu știu, niște vorbe urâte și așa mai departe. Sunt mai Da, multe hărțuirea pe net, pe net, pe cyberbullying-ul, exact, sunt foarte exact. multe forme și ele cu siguranță există. Faptul că unii profesori sau unii Da. directori spun, au spus, am auzit de foarte multe expresii, la noi în școală nu s-a întâmplat și nu se întâmplă așa ceva. M-aș mira. Faptul că nu ajunge informația La ei? acolo e chiar o problemă a școlii, pentru Corect. că până la urmă tot ce înseamnă zona asta sau dacă vrem să reușim să reducem efectele, trebuie să ne ducem spre zona de comunicare. Dacă copiii nu comunică, cu siguranță cazurile de bullying vor fi din ce în ce mai numeroase. Dacă copiii comunică cu profesorii din școală, cu dirigintele, cu directorul, cu părinții, atunci cu siguranță vom reuși să facem ceva, să reducem cazurile. O să intrăm puțin și în programul pe care îl mai aveți dumneavoastră și în activitatea pe care o mai aveți, dar am câteva curiozități. Mie mi-a plăcut de la început proiectul dumneavoastră, ați venit, l-ați expus, așa cum spuneam, un proiect amplu, nu e un proiect simplu. Și vorbeam la un moment dat, domne, lângă dumneavoastră ca ONG ar trebui să mai vină și altcineva, nu știu, instituții ale statului, poliție și așa. S-a întâmplat fenomenul ăsta, adică aveți 2 luni. Va suna cineva să zică, băi, foarte frumos proiectul, felicitări, hai să mai facem unul, inspectoratul școlar, hai să mai facem un proiect pe care, bă, să-l susținem noi, sau nu știu, să fim mai mulți acolo, adică să implicăm mult mai multe forțe. Da, din păcate nu. Deși Nu. discuția de atunci ziceam că s-ar putea să vină sau eram deschis la dialog, știu că a existat un proiect al poliției care a încercat să meargă și să facă, eu știu, acțiuni în campania asta de anti-bullying în școli, dar n-am primit niciodată, deși
părea foarte simplu. Dacă noi aveam o infrastructură și încercam să ajungem în școala respectivă, m-aș fi așteptat, sincer vorbind, ca un reprezentant al poliției să ne sună la un moment dat și să spună: da, vrem, nu, uite, aveți proiectul ăsta, vrem să spunem și noi două cuvinte. Da, să găseau și noi 5 minute, 10 minute, le găseam un loc în acțiunile noastre să poată comunica și ei din punct de vedere al autorității. Pentru că, până la urmă, trebuie și asta să comunice. Au fost foarte multe, există abordarea asta de genul: hai să facem ceva, ne acoperim cu o hârtie, da, și, gata, și mergem mai departe. Datoria. Numai nou există, teoretic, în școală, de când s-a dat legea cu bullying-ul, de 2 ani de zile, s-a dat și metodologia anul trecut, există comisia de bullying în fiecare școală, câteodată este comună cu comisie, cu altă comisie, dar există, cel puțin formal, o comisie de bullying în școală. Acum am văzut de 2 zile că se înființează un comitet care să discute despre bullying în școală. Înființăm comisii și comitete, dar nu încercăm să rezolvăm problema, pe care o putem rezolva cu angajând consilieri școlari, pentru că copiii au nevoie de consiliere și ca să nu ajungă... Noi tratăm practic efectul, da, nu că da, tratăm, nu cauza. Tratăm cauza. Se întâmplă un caz și îl vedem la televizor și în momentul ăla tot ce înseamnă autoritate spun acolo, hai să-i ducem la consiliere, să asigurăm, să facem, să așa... Păi nu trebuie să ajungem acolo, trebuie să facem consilierea înainte de a ajunge cazul. Corect. Pentru că nu degeaba îl mai consiliezi pe victimă, dar oricum, efectele sunt mult mai mici. Putem să spunem că tot acest fenomen e tratat așa cu superficialitate de, nu știu, de autorități, de nu știu de cine, dar îl tratăm cu superficialitate? Mai toți. Încercăm, v-am spus, la nivel de hârtii suntem foarte tari, nu numai în domeniul ăsta, suntem foarte tari în toate domeniile. Încercăm să ne acoperim cu foarte multe hârtii și încercăm să spunem că am făcut foarte multe lucruri, dar cred că suntem destul de deficitari. Și am mai văzut o chestie interesantă și chiar voiam să o discut. Dacă se întâmplă ceva pe stradă, ați văzut, ați observat fenomenul? Adică treci pe lângă cineva, nu știu, se ceartă doi, se bat doi, se nu știu ce fac acolo, dom'le, treci pe lângă ei ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Corect. Deci noi ca oameni, e o problemă a noastră. Exact asta am încercat noi, practic punctul principal pe care am încercat să-l atingem în proiectul ăsta a fost martorul. Uh-huh. Pentru că un act de bullying are cu siguranță 3 părți. Are o victimă, are agresorul, dar are o parte care are un rol foarte important în acel act, martorii, pentru că de obicei majoritatea actelor de bullying au nevoie de spectatori. Asta pentru e. Că agresorul în general nu face chestia aia că așa simte el. Vrea să fie, să iese în evidență, vrea să fie lider, vrea să apară în fața celorlalți, să fie popular, să apară în fața celorlalți ca liderul sau în sfârșit cel care i-a pus pe ceilalți în inferioritate. Și atunci are nevoie de spectatori. Nu se întâmplă de obicei sau marea majoritate a cazurilor, nu s-au fost cazuri de bullying între 2 persoane corect, izolate. Corect. Și atunci... Asta, partea asta de martor trebuie să o atingem. Foarte important, atinge. Am văzut în ultimul timp, foarte important să fie cineva care filmează. Corect. Deci pentru că cu cât are mai multă popularitate, cu atât efectul este mai mare. Și atunci noi spunem că martorii aceia sunt esențiali. Pentru că dacă martorii, implicit martorul care nu se implică, care trece nepăsător pe lângă cineva care produce un eveniment. Nu, trebuie să te implici, trebuie să te duci să încerci să vezi dacă poți rezolva singur problema respectivă, s-ar putea să te depășească, eu știu, fizic. Corect. Și așa mai departe, dar încerci măcar, încerci să sesizezi pe cineva, suni la poliție dacă este un caz de genul ăsta grav, pentru că ai posibilitatea de a interveni, dar trebuie să faci ceva, trebuie să intervii pentru că tăcerea și nepăsarea martorilor, a celor care îi privesc, până la urmă duce la acele acte. Ne duc în situația în care suntem astăzi și apropo de situația în care suntem astăzi, am văzut în ultimul timp că s-au amplificat toate astea. Are pandemia vreun rol? Da, eu am zis și am încercat să semnalez la primele emisiuni. Da. Faptul că a fost această izolare a copiilor acasă, faptul că copiii n-au mai comunicat decât în mediul online, a făcut ca în momentul când au ajuns la școală și au revenit în comunitate să nu mai știe să comunice. Uh-huh. Se comunică foarte greu. Am fost într-un liceu foarte bun din Târgu Jiu și profesorii se plângeau și am constatat și noi, clasa respectivă care sunt elevi foarte buni, nu mai comunică. Dacă dau lucrarea de control, este perfect, fac de 10 pentru că sunt copii foarte buni, da. Dar în momentul când profesorul încearcă să comunice cu ei pe tema... Stop. Acolo stop. Nimeni nu răspunde. Este un blocaj în momentul ăsta pentru că s-a creat într-un an și ceva, într-un an jumate aproape, că suntem 15 luni de când am intrat în starea de alertă, s-a creat acest blocaj psihic. Și așa nu aveau ei foarte multă dorință de comunicare nici înainte. Dar după un an jumate de stat acasă în fața camerei de luat vederi, practic acum nu mai comunică între ei. Și ieșind în societate și ieșind venind la școală în comunitate, deja au încercat, nu mai știu să comunice.
Și atunci actele de bunuri care apar acum și sunt din ce în ce mai des în toată țara, sunt o consecință a acestei stări, a lipsei de comunicare și a faptului că cei care au stat atât timp acasă și nu i-a văzut nimeni, acum vin și vor să iese în față, vor să iese în relief, să iese, să arate că ei sunt cei mai tari din gașca respectivă. Apropo de lucrul ăsta, este România pregătită să aibă grijă de copii, de tineri de genul, să-i, nu știu, să-i concilieze, să-i îndrume, să nu știu ce să facă cu ei. Dar după o perioadă ca asta, în mod normal, poate inclusiv în școli trebuiau unele programe, trebuiau unele lucruri făcute, venit imediat cu ele. Aș putea să spun că nu știu, din punctul meu de suntem vedere, deficitarii, n-am auzit suntem să deficitari facă ceva. Capitolul ăsta. Da, corect, suntem mult în urmă. Adică nu e ok, nimic. Veniți dumneavoastră, aveți un proiect frumos, îl faceți, nu știu ce. E puțin, nu se poate. E puțin. Asta e vorba de sistem, până la urmă, e vorba de sistem de educație din România. Corect. Trebuie să fim pregătiți sau trebuia să fim pregătiți pentru fiecare din aceste etape. Hai că ne-a luat în martie anul trecut prin surprindere tot ce înseamnă, dar ne-a luat în surprindere și în septembrie când am început școala, ne-a luat în surprindere și în decembrie și ianuarie când vedeam dacă începem sau nu începem din nou anul școlar și așa mai departe. Tot timpul suntem surprinși. De foarte mult timp guvernarea noastră este la, și în sfârșit conducerea, nu numai la nivel central, dar și la nivel local, este la reacție. Vedem ce se întâmplă și după aceea reacționăm. Nu, trebuie să fim... Nu prevenim. Proactiv, deci trebuie să fim noi cei care, statul sau autoritățile, trebuie să fie cele care dau scântecul și atunci noi să jucăm după el. Nu, practic, ce se întâmplă acolo, bine, dăm, ieșim la televizor, spunem ceva, vedem reacția și după aceea vedem dacă dăm legea, ordonanța sau în sfârșit decizia respectivă. Nu, sistemul educațional din România nu a fost pregătit nici pentru pandemia care a urmat, nici pentru sistemul nici de învățământ pandemie. Online și nici dacă scăpăm acum de pandemie, nici nu post-pandemie. E pregătit nici post-pandemie. Lucrul ăsta se întâmplă inclusiv în mediul universitar, nu numai la Universitatea Brâncuș, în general, în mediul universitar, pentru că sunt convins că și acolo au fost unele probleme. Faptul că s-a făcut online, faptul că încă se mai dau examenele online, inclusiv aceste examene online, din punctul meu de vedere, probabil că na, sunt și astea o problemă, știți cum e, că una e să... Așa e, nu, nici sistemul de universitar nu a fost pregătit pentru trecerea la online. Totuși, parcă s-a repliat bine. Dar oricum și categoria e altceva, oamenilor da. Este mai ridicată. E altceva, studenții au altă vârstă, da, sunt da, da. Maturi, deja știu despre ce fac facultatea în general. Și atunci, în general, există și excepții care întăresc regula de obicei, dar a fost altceva la sistemul de învățământ universitar. Cu, în sfârșit, elementele particulare ale lui, partea tehnică, partea medicală, și aici au început, nu la noi, în București discuția, deja copiii, studenții nu mai vor să vină la școală. Da, da. Pentru că s-au obișnuit acasă, marea majoritate și-au luat deja un job, da. Pentru că fiind în sistem online nu mai trebuia să vii la școală, la laborator, la corect. Cursuri, intrai, așa, intrai de unde intrai și cum intrai. Da. Și atunci a fost mult mai simplu, în momentul ăsta sunt angajați foarte mulți. Și știu niște statistici făcute, au încercat să facă niște sondaje în primăvară, adică acum o lună și ceva, dacă cu revenirea la școală în sistemul fizic și studenții au refuzat. Interesant. Sondajul a ieșit că nu, se rămână în continuare mediul online. E mai, sau în sfârșit, ei au înțeles altfel. Da, toată nebunia asta cu mediul online. Domn profesor, știți ce v-aș mai întreba eu? În tot acest proiect al dumneavoastră s-au implicat foarte mulți oameni, da? Dumneavoastră sunteți unul dintre ei. Câți au venit, câți au fost așa alături de dumneavoastră? Adică alături, știți cum, zi de zi, cum se spune. Sunt voluntari, sunt plătiți, sunt... Cum e mersul astfel avem, de acțiuni? Avem și voluntari. Proiectul ăsta a prevăzut și un buget pentru... buget pentru personal, da? Redus, dar să zicem, au fost ceva bani. Dar am avut voluntari, am avut deschidere, totuși colaborare cu, până la urmă, școlile în care am mers, au fost profesorii din școlile respective, ne-au susținut. Pentru că au fost chiar interesați, cel puțin unde am mers au fost interesați de a vorbi despre bullying, de a le spune, pentru că aveau cazuri. Dar cred că cum au reacționat? Depinde acum, pozitiv oricum. Pozitiv. Au fost reacții din toată gama, pentru că am și mers.
de la licee, de la, eu știu, localități mai de la țară, micuțe, mai micuțe, la liceele de top din Târgu Jiu. Există diferențe foarte mari într-una sunt și diferențe? Alta. O să vedem cum o să dea rezultatele studiului, că o să facem, am aplicat trei chestionare pe care o să dăm rezultatele undeva pe la sfârșitul august, încep de septembrie, până le triem, sunt 2000 de chestionare. Dar au fost reacțiile, cel puțin în sală, la scenetă și la filmulețul pe care, în spotul pe care l-am pus noi cu bullying-ul, au fost diferite în funcție de unde ne aflam. De contextul în care, așa, o școală liberă, liberă cu ghilimele de rigoare, în care existau acte de bullying, existau clar acte de bullying, ultima, am fost la școala în care ultimul caz petrecut în Târgu Jiu la Gârdu era o fată de la liceul de la Ciclenii. Da. Și a mers după actul respectiv, de după ce s-a întâmplat, da, a mers la Ciclenii. Atmosfera era, eu știu, era acolo, spre zona, deci copiii făcuseră bullying, știau despre ce e vorba, știau că fac lucrul ăsta, când completau formularele, nu, noi nu declarăm că am văzut nimic. Că nu se știe, deși erau anonime, da. Dar am văzut inclusiv reacția la scenetele respective, nu avea o problemă. Chiar încurajau, eu știu, desfășurarea scenetei, interveneau în act. Altfel se punea problema când am făcut sceneta asta într-un liceu de elită din Târgu Jiu, în care n-am avut nicio reacție. Și aici este o problemă. Și aici, da. Și aici este o problemă legată de comunicarea care spuneam. Mod normal, ceea ce făceam noi acolo, ce făceau copiii de la liceu de artă până la urmă, trebuia să genereze reacție. Da, nu se poate să stai impasibil când, eu știu, se întâmplă un act în fața ta. Pentru că copiii de acolo simulau un act de bullying. O bătaie, o umilire și așa mai departe. Stimulau lucruri care se întâmplă în realitate. Nu e normal să stai impasibil și să privești lucrurile respective, chiar dacă e o scenetă de teatru. Da. E un lucru care trebuie să ne dea de gândit și trebuie să dea de gândit și profesorul de acolo, și am discutat după eveniment cu directorul școlii. Apropo de copii, sunt diferiți copiii din ziua de astăzi față de perioada noastră, să zic. Bun, lăsăm la o parte că noi nu aveam deschiderea pe care o au ei, acum nu aveau plaja asta foarte mare. Dar ca atitudine, ca atitudine, așa, ca tupeu, să zic, ca rușine, ca cum i-a simțit lumea asta? Există diferențe. E clar legată de zona asta de comunicare, de modul în care ne luăm, până la urmă, cunoașterea. Noi nu o luam din cărți. Corect. Tăteai cu noi cartea, citeam. Că n-aveai altceva, citeai, erau cărțile pe care erau temelie. Citeai toată ziua, sau și mai mult sau mai puțin, dar oricum, aveai zona asta. Acum nu se mai trec că copiii 90% nu mai citesc nicio carte. Eventual citesc recenziile la cărțile de la pe care telefon, le dau la bac. Telefon, da, sau văd filmul și mai frumos. Da, da, da. Că am avut și ideea asta, nu, ideea. Am avut la un moment dat o discuție cu un coleg care spunea, da, am zis că îl premiez pe copilul meu să citească o carte. Și după o săptămână a venit și mi-a povestit tot, era perfect. Și ai citit-o, bravo, nu am văzut filmul. Foarte tare. Da, și ai informații altfel. Zona acum de online, Facebook, Instagram, TikTok, rețele, ce înseamnă, tot ce înseamnă zona asta de rețele. Reacționăm altfel decât reacționăm noi în timpul ăla, adică au o chestie de reacție altfel. Exemplu e cel pe care l-ați dat dumneavoastră, adică am văzut filmul. Da, depinde. Depinde de situație. Depinde de situație. Deci reacțiile au fost diferite în funcție de context și în funcție de grupul social căruia le adresam până la urmă sceneta respectivă. Pentru că, până la urmă, corect, e diferență de ce înseamnă spectatori al unui act. Și existau diferențe foarte mari între unii și ceilalți. E de discutat aici și e de discutat, până la urmă, de intrat în psihologie și de discutat cu un psiholog care să analizeze de ce se întâmplă asta. Va fi interesant raportul. Da, și eu sper să avem, adică, niște rezultate. Se pot trage niște concluzii și poate se pot face și niște acțiuni pe baza acelor după concluzii. Aceea o să putem discuta, asta e procentul, ăștia sunt, pentru că au fost întrebări concrete legate de bullying, de ce se întâmplă, de cum au văzut, dacă știu, dacă nu știu. Și noi suntem curioși, nu ne-am apucat pentru că, în sfârșit, volumul de muncă este mare, acum strângem acele date, o să le încărcăm de prelucrat probabil că sunt importante și aceste date. Eșantionul e unul foarte mare, 2000 de persoane, da, un eșantion este foarte mare, foarte bun. Este pentru tot ce înseamnă zona cum asta. Cum să nu, da. Mie mi se pare că aceste rapoarte trebuie să ajungă la cât mai multe instituții și de asta spun,
ei trebuie să vină cu niște acțiuni în urma acelor rapoarte. Băi, uite, ar trebui să vină să vă mulțumească, mulțumim pentru raport, da, felicitări și așa mai departe, dacă altfel nu... Da, uite, sunt niște probleme sau sunt niște lucruri foarte bune, ok, hai să le îmbunătățim. Și în baza acestor rapoarte ar trebui, bă, acolo, eu uite, sper vezi, că colaborăm. Deci eu sper că avem și proiecte viitoare și că să avem și deschidere să facem în comun, pentru că e păcat să adică nu... Adică inițiativele pot să... inițiativă poate să aibă orice instituție de aici. Poți să vă cheme liniștiți cei de la poliție lângă ei, poți să vă cheme cei de la primărie lângă ei, poți să vă cheme inspectoratul, adică na, suntem cu mare plăcere. Deschiși la orice inițiativă. Ce urmează? Săptămâna asta avem ultima acțiune cu copiii, legată de copii, în cadrul proiectului. Unul din partenerii noștri în proiect a fost și este Teatrul Elvira Godeanu și o să punem în scenă joi și vineri, ei o să joace, piesa Avioane de Hârtie. E o piesă pe care teatrul a jucat-o acum 3 ani, anul trecut n-a mai jucat-o din motive de pandemie, da. Cred că nici acum 2 ani s-a avut una sau două reprezentații. Este o piesă care tratează tot bullying-ul. Am încercat, am spus noi atunci când am scris proiectul și ne ținem de cuvânt acum, să aducem la teatru copii, care să vadă și o piesă de bullying, dar chiar să vadă și teatru. Am înțeles. Și ne-am adresat și aducem copii tot la fel gratuit. Din tot județul, gratuit. Deci biletele sunt gratuite, avem 4 reprezentații, 2 joi și 2 vineri, una la ora 11, una la ora 16, și joi și vineri. O să aducem de la, și din școli din județ, foarte și bine, de la Bâlteni, da. Și de la Ciclen, și de la Cărbunești, și de la Cuzmana, și de la Polovragi, Baia de Fier, Bumbești, Cicleni, foarte bine, da. Și din Târgu Jiu, evident. Sper să fie sala plină, noi cel puțin avem 200 de locuri la fiecare, pentru că sunt copii și atunci putem să introducem fără vaccinare, că da. Nu mai trebuie să respecte regula de vaccinare. Noi sperăm să fie prezent și să vadă o piesă de teatru. Sunt copii care n-au văzut niciodată o piesă de teatru, nu cei din Târgu Jiu, care n-au intrat niciodată într-un teatru, și atunci și ăsta a fost unul din scopuri. Hai să vină la Târgu Jiu să vadă o piesă de teatru și, evident, să mai vadă și alții, adică să mai vadă încă un proces de bullying. Sunt mai multe acolo exemple, e totuși o piesă de o oră. Și sperăm să plece de acolo cu învățămintele de rigoare. Am înțeles. Asta se întâmplă în iunie. Adică acum. Nu, asta se întâmplă acum, săptămâna asta, joi și vineri. Ce mai aveți? Și apropo de asta, pentru vineri dimineața la ora 11, mai avem încă 25 de locuri. Pentru prima școală care ne contactează până mâine dimineață, putem să invităm să le dăm 25 de locuri gratuite, evident, la spectacolul de vineri de la ora 11. Foarte frumos. Foarte frumos. Noi am fost deschiși și am oferit fără probleme. Da, e final de an, acum probabil că nu mai e încărcătura aia școlară foarte mare, ar putea să vină. În mod normal e, și o e excursie, final, până la excursie. Târgu Jiu, până la urmă. Și am spus, foarte important e să intre și într-un teatru, că nu... Corect. Și e o vârstă totuși la care pot și pricep ce se întâmplă acolo. Ce mai urmează? Scăpăm să zicem de partea asta. Știu de... că mai aveți ceva. Da, mai avem, da, mai avem și ceva. Încercăm să facem și bine, ceva toate frumos. Toate sunt frumoase, da. Da, da, asta zicem, are o temă mai... Da. Tema nu e așa frumoasă, bullying-ul. Noi am încercat să facem, să zicem, atrăgătoare pentru public, pentru că să-și dorească să o vadă și să învețe ceea ce trebuie din scenetele respective. Dar să zicem că închidem și proiectul, îl închidem, cu două evenimente frumoase. Primul va fi pe 27 iunie, da. În cadrul Festivalului Lavandei, la ora 18, o să avem un spectacol cu muzică clasică, la Polata, în grădina cu lavandă. Noi am făcut și anul trecut un eveniment acolo, da. Și care a fost primul eveniment anul trecut cu public după pandemie. Pe 20 iunie a fost anul trecut. Anul ăsta l-am dat cu o săptămână mai încolo pentru că vremea a fost mai rece și încă lavanda n-a înflorit. Să sperăm că pe 27 va fi înflorită și dacă ține vremea cu noi o să avem o zi superbă. E un eveniment pe care l-am început anul trecut alături de Clubul Rotarii și Lavandin, gazda, în care am încercat să promovăm printr-un act cultural să susținem producătorii locali. E o idee care atunci a plecat de la viceprimarul de atunci, Adrian Tudor,
care spunea că trebuie să generăm evenimente culturale pentru a susține producătorii locali, pentru că în ziua respectivă și anul trecut și acum la în cadrul festivalului vor fi producători de dulceață, de trandafiri, avem un producător care vine cu miere, avem Umuru care vine cu tricourile, cu o ediție Tudor Vladimirescu. Deci sunt antreprenori locali care vin angrenați. Și prezintă inclusiv marfa și pot să vândă marfă la evenimentul respectiv, dar îl îmbrăcăm și într-o zonă de culturală. Da. Deci asta va fi la ora 6, la ora 7 o să înceapă concertul, două soprane și un tenor într-un decor, zic eu, dacă se va deschide la Vanda și sigur se deschide că avem noroc, într-un decor foarte frumos, o seară minunată în aer liber la care așteptăm pe toți cei care doresc să participe. Participarea va fi pe bază de invitație și în plus față de asta, toate fondurile strânse în urma acestei acțiuni, invitația costă, donația minimă este 30 de lei, toate fondurile strânse o să le investim în toamnă într-un proiect comun cu Clubul Rotary, da, care se numește Investim în Viitor și în care ne dorim să reluăm un proiect mai vechi al Clubului Rotary, în care am dat ghiozdane cu tot ce îi trebuie unui școlar la început de drum, dotat la copiii care au nevoie de el. Pentru că sunt foarte mulți copii în Gorj care au nevoie de rechizite, au nevoie de școlar. Pentru ei este un lucru important sau un ajutor foarte mare și o să încercăm să ducem cât mai multe ghiozdane în toamnă la copii. Prin urmare, am făcut și o astfel de acțiune, mi-am aduc aminte, 2000, cred, 2008, 2009, 2010, vreo 3 ani la rând, cu Radio Târgu Jiu. Foarte mulți copii sunt cu astfel de probleme. I-am strâns și am dat cât am putut noi de mult. Foarte frumos. Sunt. Este foarte important să faci lucrurile, să investești în copii, până la urmă, ca te investiția în viitor, până la urmă, e cea mai sigură și cea mai normală. Dar să știți că în județ, cel puțin în perioada aia, nu știu dacă mai sunt în perioada asta, dar sunt copii care nu au ghiozdan, adică ce? Nu au să se ducă în clasa a 3 și s-au bucurat, efectiv s-au bucurat. Da, știu, am avut și noi acum 3 ani am avut o acțiune. Acum după aia a venit și pandemia și am renunțat-o la așa. Atunci am dat aproape 200 de ghiozdane la școli din zona, județ. Nu din Târgu Jiu, din județ, da, cât mai izolate. Unde e nevoie până la urmă, că nu trebuie să te duci în centru să dai ghiozdane, că nu are niciun efect. Dar vrem să facem lucrul ăsta și nu va fi singurul proiect în care vrem să strângem bani pentru acțiuni caritabile. Mai avem un eveniment, tot în cadrul proiectului, pe 8 iulie, da, aducem la Târgu Jiu un teatru de la București, un teatru particular, cu o piesă totul despre femei, interesantă, și asta noi am mai adus, am mai rulat acum 3 ani sau 4 ani. Teatrul este condus de Crina Lință, care este gorjeancă și care acum e directoare de teatru în București, iar în distribuție va fi Crina, va fi Corina Dănilă și Adriana Irimescu. E o piesă foarte bună, la fel și de acolo, toate fondurile vor fi colectate în urma acelei acțiuni, vor fi folosite în acest proiect Dăruiește pentru Viitor, pentru că vrem ca cât mai mulți copii să aibă un ghiozdan la începutul anului viitor. Foarte frumos. Prin urmare, așteptăm doritorii care doresc invitații. Fiecare invitație, practic, va însemna un ghiozdan pentru copil. Gândiți-vă că vedeți un... sau bine, spectatorii să gândească că, să știți că și văd o piesă de teatru. Ar fi și frumos ca pe lângă invitația aceea să mai vină cu cel puțin un ghiozdan, pregătit cu tot. Da, sau cum să-și săpâneze fondurile de acel, acea donație de 30 de lei, te mai costă încă un ghiozdan pregătit cu tot ce trebuie, echipat. Și atunci ar fi și mai frumos. Da, noi așteptăm, am spus, donația minimă este corect, 30 corect. De lei este la bandă, la teatru este 50 de lei. Practic, noi, Asociația pentru Democrație, Educație, Respect, suportă toate costurile cu organizarea celor două evenimente, care înseamnă niște costuri că așa, dar le suportăm noi și atunci, practic, toate fondurile care se generează în urma celor două acțiuni vor merge din acest proiect pentru că vrem să avem în toamnă cât mai mulți elevi. Prin urmare, orice donație venită este binevenită și cu siguranță, am mai spus, e investiția cea mai sigură. Nu avem costuri de organizare, nu avem costuri de, de obicei, orice fundație, asociație, mare o anumită cotă de regie care își se oprescă. Nu. Toate fondurile garantat
numărul de spectatori și o să spunem după fiecare eveniment cât s-a strâns suma. Foarte frumos. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat. Mai povestiți puțin despre finalul acestui proiect. Revenim după o scurtă pauză de publicitate cu domnul Ștefan Ghimiș, președintele Asociației pentru Democrație, Educație, Respect, ADER. E bine să știe lumea tot. Revenim imediat. Am revenit la a doua parte a emisiunii Interes Public. Vă reamintesc invitatul meu din această seară, domnul profesor Ștefan Ghimiș, președintele Asociației pentru Democrație, Educație, Respect. A rămas la al doilea spectacol. Practic cu asta încheiați și campania, nu? Da, cu asta terminăm și proiectul. Practic proiectul oficial se termină pe 10 iulie, piesa va fi pe 8 iulie și terminăm și proiectul. Încercăm să mai deschidem până în toamnă și alte proiecte. La sfârșit de iunie terminăm și proiectul cu Tudor Vladimirescu și probabil că la, în ultima săptămână din iunie o să lansăm volumul de eseuri pe care acum, astăzi, ultima zi de depunere, așteptăm copiii care nu și-au terminat încă eseul să-l primit în seara asta, pentru că îl primim. Un eseu despre Revoluția lui Tudor și Tudor Vladimirescu, până la urmă, despre la tot ce s-a discutat, eu știu, și săptămânile astea și anul ăsta despre Tudor, copiii ar trebui să scrie un eseu și ei și să spună ce reprezintă Tudor pentru ei. O să colectăm toate aceste scrieri și o să le publicăm într-o carte la editura Tot și probabil că, adică sigur, vom lansa cartea în ultima săptămână din iunie. O să vedem data. Din iunie. Proiectul acela se termină pe 1 iulie. Iar acesta, ultima acțiune va fi teatru. Am spus și asta, o să încercăm să aducem la Târgu Jiu pe parcursul anului, ăsta și în continuare, mai multe evenimente care să aibă drept scop zona asta de caritate. Evenimente organizate în scop caritabil. Vrem să provocăm oamenii să dăruiască într-un scop nobil, până la urmă, pentru diferite proiecte. Acum avem proiectul acesta cu ghiozdanul, pe care o să-l dăbrânăm până la 1 septembrie, la începutul școlii, să ne ducem cu cât mai multe ghiozdane la copiii, probabil, de... Poate să vină oricine alături de dumneavoastră. Evident, așteptăm pe oricine să vină, să doneze, să vină alături de noi și în campanie și cu ghiozdane direct. Cu cât suntem mai mulți, cu atât acțiunea va fi mai mare, cu atât mai mulți copii vor putea să se bucure de o zi de școală, de un început de școală frumos. Frumos. Adevărat, să spunem. Adevărat, cu un ghiozdan în mână. Pentru că, repet, până la urmă, sunt copii care mergeau în prima zi de școală fără ghiozdan. Corect. Nu știau și ce sunt conține în un ghiozdan. Satele din Gorj și siguranță. Școlile, eu știu, depărtate de centrul comunei sau orașului, sunt foarte mulți copii care nu au resurse și probabil că n-au văzut ghiozdan nu în clasa întâi, ci probabil toată școala sau o mare parte din școală. Și vrem ca lucrul ăsta să, eu știu, nu să nu se mai întâmple. Să încercăm să reducem cât mai mult sau, în sfârșit, să facem cât mai mulți copii fericiți. Și, până la urmă, să investim în copiii respectiv, că dacă le dai un, eu știu, un caiet, le dai niște creioane, le dai niște obiecte, poate totuși... Nu e un efort foarte mare. Nu, adică nu este un efort foarte mare. Numărul este, poate fi foarte mare. Numărul poate fi foarte mare. Pentru că sunt foarte mulți copii care au nevoie. Bun, și o să numărul celor care vin alături. Da, și numărul, corect. Până la urmă, sunt foarte mulți oameni care pot să dăruiască. Astăzi, apropo de dăruit și de ce spuneați înainte, am avut de dimineață, m-a contactat o persoană care dorea două invitații la lavandă. Cum spuneam, invitația costă 30 de lei de persoană. I-am dat cele două invitații, mi-a virat în cont, suma minimă este 30 de lei, mi-a virat în cont 100 de lei. Foarte frumos. Foarte frumos din partea persoanei respective, este chiar, îi mulțumesc, pentru că așa este normal. Este normal să dăruiești, este normal să faci fapte bune și, până la urmă, asta e plăcerea, până la urmă, plăcerea. Bucuria cea mai mare este atunci când dăruiești. Corect. Și dacă dăruiești și pentru un lucru bun, iar, eu știu, copiii noștri sunt oameni sau sunt, eu știu, elemente, sunt oameni în care poți să investești. Trebuie să investim, până la urmă, puținul care... Îl avem în plus. Ei, de aici puțin, de acolo puțin, știți cum din puțin se fac. Sunt nerăbdător să știți pe acest proiect, pe acest proiect Pasivitatea mă oprește bullying-ul, de acele rapoarte. Spuneați că pe undeva pe la sfârșitul august, începutul lui septembrie o să fie gata.
Cred că începutul trebuie să facem o emisiune că... și e interesant să le prezentați. Vă promit că vin să le vedem când avem concluziile, le prezentăm da, aici. Da, e foarte important. Da, o să le prezentăm cu siguranță când avem toate concluziile pe cele trei practic chestionare care le-am dat. O să venim să le prezentăm pentru că este normal să fie cunoscute. Am înțeles. Facem un pas așa, trecem puțin și spre mediul ăsta universitar unde dumneavoastră activați. Sunt copiii în sesiune? Copiii sunt în sesiune, da, e ultima săptămână sau nu, online. Penultima săptămână. Online. Sesiunea în continuare online. Se au fost și discuțiile. Cum s-au întors după pandemie? Au rămas tot la fel în mediul online, că și cursurile erau făcute tot în mediul online, da, da, da. A rămas și cu examenele în mediul online, am zis să nu schimbăm, eu știu, modalitatea de lucru, dacă tot am început așa, să și continuăm și cu forma de examinare. N-aș putea să spun, deși ar părea că lucrurile în online ar trebui să fie foarte roze, pentru că, da, în mod normal există ideea asta că examenele, acum am văzut celebrul caz de la București cu Facultatea de Drept care a exmatriculat un număr de studenți tot în același sistem, e complicat de a nu copia, pentru că până la urmă trebuie să ai undeva să crezi cu adevărat că nu trebuie să copiezi și să crezi tu că trebuie să știi și să nu folosești niciun mijloc. Dar e destul de tentant dacă stai singur acasă și nu ai mijloace. Ei pot comunica prin telefoane, pot comunica oricum. Ei pot comunica, nu e asta o problemă. Ce să spun, în continuare nu am procentaj și eu personal, nu am procentaj 100% la examinare, ceea ce a fost o surpriză pentru mine. Din păcate. Surpriză că nu aveți procentaj 100%? Da, mă așteptam că... Sunteți prea exigent, domnul. Cred că așa zic, așa probabil așa că așa. Da, probabil exigent, că așa. Studenții, pardon. Cum vă pregătiți pentru toamnă sau încă nu ați așteptat? Încă să nu avem ce scenarii, pentru că o să vedem ce se întâmplă, dacă o să continue același ritm care se întâmplă acum și să sperăm că așa va fi și nu mai vine acel val 4 care tot se mai discută și despre asta. Eu sper ca lucrurile să intre normal, chiar avem nevoie de normalitate toți, de să ne întoarcem cumva, nu că o să mai ajungem la starea dinainte, că au rămas cu siguranță urme, rămas cu sechele, da. Dar să ajungem într-o stare de normalitate. Parcă e mai normal acum să mergem pe stradă fără, să ieșim în mijlocul naturii fără mască, parcă am ajuns așa să ne bucurăm de lucruri care înainte ni se păreau așa... absolut firești. Acum banale, da. Te bucur pentru fiecare da, lucru. Apropo, da, examenele de admitere sunt mai târziu. Sunt curios să văd după perioada asta de pandemie care este fluxul. Vin către facultăți, nu vin? Pentru că se vorbește foarte mult de depopulare. Se vorbește din păcate, foarte mult faptul că mulți au plecat în afară. Da. Absolvenți de liceu, să ne înțelegem. Da. Abia așa își dau examenul de bacalaureat și după aceea țup, pleacă. Din păcate, vestea tristă, prima, o să mai urmeze probabil, prima a fost numărul de înscriși la BAC. Și a fost procentul cel mai mic, a fost declarația ministrului, a fost cel mai mic procent din istorie. Da, 65% sau 60% din absolvenții s-au înscris la BAC. E, din ăștia... Nu cred că procentul de promovare va fi undeva în jur de 50-60%, da, probabil că e bun, dar pe aici e un procent. Numărul oricum din generație este mult mai mic decât până acum. Și uite, așa deci, ne vom trezi că cei care vor termina, practic vor fi apți pentru a intra la facultate, vor fi foarte puțini. Anul trecut am avut o creștere legată probabil și de starea de atunci. Pentru că anul trecut, dacă ne aducem aminte, în perioada asta eram deja în faza aia în care nu știam exact dacă trebuie să avem voie sau nu avem voie, dacă ce se întâmplă, nu se întâmplă. Eram încă destul de speriați. Acum lumea a ieșit așa într-o libertate, poate bine, probabil sătul de tot anul ăsta și-au trăit exagerat, da? Într-o libertate din asta de plină în care nu se mai gândește nimeni că totuși n-a dispărut ăsta virusul așa dintr-o dată și tot cel mai există așa și trebuie să mai fim atenți. Nu știu cum vor reacționa, o să fim și va fi interesant în iulie la admitere dacă cum se vor orienta. Dacă vor alege să mai rămână în Târgu Jiu, vor alege să plece, pentru că acum libertatea asta poate să corect, ia eu știu, dorul de ducă și să meargă în altă parte. Noi așteptăm la universitate pentru că putem oferi condiții la fel de bune ca orice universitate din țară.
și am fost, sunt evaluator la CIS. În același timp, vreau să vă spun că, să știți că m-am mai întâlnit cu tineri așa absolvenți, mulți se îndreaptă spre universitatea de la noi. Adică, știți că înainte era exodul ăla, București, Timișoara, nu știu ce. E, mare parte din cei cu care am vorbit preferă să rămână totuși aici. Și aceea e un lucru bun. Este. Bine, cea mai mare tristețe a mea a fost când i-am auzit, domnule, termin bacul unde? Păi o să plec în Anglia, o să plec în Franța. Aici, asta vreau să spun. Asta e problema. Că cei mai buni, practic, în momentul ăsta nu mai pleacă la, dacă înainte plecau la București, Timișoara, da, corect, era ok. Acum cei mai buni pleacă în afara țării. În afară, da. Mai există o mică parte care pleacă în centrele mari. Și ceilalți care rămân spre Târgu Jiu și rămân aici, am mai spus, noi putem să asigurăm condiții la fel de bune ca și celelalte universități, nu ar fi, în momentul ăsta poți să înveți, dacă vrei cu adevărat să înveți, poți să înveți oriunde. Deci nu există noțiunea că așa, important e să vrei, ai acces la baze de date, ai acces la internet și poți să alegi orice, avem acces la internet și internet și baze de date asigurate prin universitate, n-ar fi o problemă legată de partea asta de a cunoaște. Uh-huh. Important e ca studenții respectivi să vrea să învețe, pentru că dacă vor să învețe, cu siguranță pot să învețe și la Târgu Jiu la fel de bine. Am înțeles. Eu sper să vină cât mai mulți spre Universitatea Constantin Brâncuș, pentru că, indiferent, eu am spus lucrul ăsta tot timpul, indiferent unde o să pleci, că pleci în Anglia, că pleci în Franța, că e bine totuși să termin și o facultate, chiar dacă poate nu e recunoscut acolo sau, nu știu, e altul aerul pe care îl respiri, e alt aer pe care îl respiri. Nu pot să nu profit de faptul, mai avem 5 minute că v-am în studio, să vă întreb ce mai faceți cu politica. Cum politica, suntem în zona de activism până la urmă, avem, eu știu, cei doi consilieri locali din Târgu Jiu, Adrian Tudor și Carmen Adrag, care foarte activ, sunt foarte activ, de altfel, da. Sunt activ în zona de a reprezenta până la urmă cetățenii din Târgu Jiu și asta trebuie să facă orice consilier și politician local la nivelul de reprezentare. Ei își fac cu brio, eu știu, fișa postului de consilier, au inițiative, își pun punctul de vedere al partidului până la urmă și al lor înălțimile pe care le au. Suntem în zona de organizare la nivel de județ, deschidem filiale pentru că nu aveam lucrul ăsta în județ. În județ, da. Deschidem filiale în județ, am început cu Târgu Cărbunești săptămâna trecută, unde am așezat, să zicem, bazele filialei de acolo, cu președinte și tot ce înseamnă o filială organizată. O să continuăm săptămânile următoare să mergem în județ și să facem filiale pe localitățile, noi încercăm în cei 3 ani de zile să facem în toate localitățile. Pentru că, până la urmă, un partid trebuie să aibă, nu știu, reprezentanții în absolut fiecare să aibă o bază. Localitate. Da. Partidul Verde, Verzilor, cum îi spuneți, este un partid destul de puternic la nivelul Uniunii Europene, adică da, destul este de bine așezat. Este un partid pe val, este pe un partid val, care câștigă primării importante din Europa. Corect. Este un partid care la legile din Germania s-ar putea să câștige cancelaria, să câștige alegerile, să dea cancelarul Germaniei. Se schimbă treburile atunci. Și atunci vom avea o politică, până la urmă Germania cântă în Europa de obicei, sau dă tonul în Europa, și atunci vom avea o politică și o politică verde dată de Germania. Deja avem tot ce înseamnă Pact European, Green Deal și tot ce înseamnă zona asta e îndreptată spre verde, pentru că lumea vrea să trăiască sănătos, lumea vrea să aibă un viitor și noi spunem că noi putem să facem lucrul ăsta gândind verde, gândind la perspectivă, nu, eu știu, blocându-ne în acțiuni ecologiste, dar gândind pentru un viitor sustenabil. Am înțeles, da. Apropo de acțiunile ecologiste, sunt bune, nu da, zic nu. Că nu sunt bune, sunt ok, numai că sunt, cum să spun, de scurtă durată. Adică se face o acțiune acum, e ok, dacă treci peste 3 luni de zile se întâmplă același lucru. Și acțiunile trebuie urmate de ceva, tot timpul, da, corect, din punctul meu de vedere. Adică se tratează la fel cum spuneam de învățământ. Exact, aceeași problemă. Ne ducem acolo, ducem la cauză, da? Da? Se întâmplă ceva, facem acțiunea o zi, acțiunea, și după aceea uităm, corect. Da. Deci asta nu am vrea noi să facem. Deci noi vrem să ne ducem spre zona de cauză, să tratăm cauza și să facem politica pe termen lung. Sperăm să și reușim și, bineînțeles, dacă putem să transmitem semnalul și oamenii să ne voteze, s-ar putea să și reușim să facem lucrul ăsta. Da, 2024 nu este un an foarte îndepărtat, adică 3 ani știți că trec foarte repede, da.
așteptați un anumit gen de oameni care să vină alături de dumneavoastră? Că mă gândesc că sunteți deschiși, adică cine vrea să facă politica verde, e așteptat la dumneavoastră. Oameni care să creadă în viitor, să creadă într-un viitor până la urmă sustenabil. E o problemă cu credința asta, că pare foarte ușor. Toată lumea crede că are nevoie de așa. Da, dar în momentul când au venit la vot, nu mai cred că... Aici e problema. Da, nu mai cred în lucrul ăsta și votez altceva. În mod normal, fiecare partid ar trebui să aibă o componentă verde. Uh-huh. Mai mult sau mai puțin dezvoltată în el. Pentru că este normal să ne ducem spre... Asta este tendința, asta este zona spre care ne ducem. Noi spunem că în Parlamentul României în 2024 e nevoie de un partid verde care să fie undeva clasat de 10 și 14%. Nu știu dacă vom reuși lucrul ăsta, dar asta ne propunem noi, da, și asta este targetul și zicem că și ar fi necesar pentru o Românie în sfârșit integrată într-o Europa care se vea verde, pentru că sunt niște obiective pe termen lung, 2030-2050, pe care Europa și le-a asumat, uh-huh, în care nu putem să dăm nici noi, facem parte vrând nevrând din Europa și... Da, apropo de lucrul ăsta, da, se vorbește foarte mult, se aduce în discuție fondul de tranziție justă, iată ceea ce se întâmplă la complexul energetic Oltenia, toate au legătură cu evident, treaba asta. Evident, suntem în Europa, ne-am asumat lucrul ăsta semnând niște tratate. Deja lucrurile sunt, poate nu în sfârșit lumea sau clasa politică nu le spune foarte bine, uh-huh, dar sunt lucrurile sunt semnate și parafate. Și legat de CEO, și legat de tranziție, în sfârșit, clasa noastră se mai împiedică câteodată în declarații populiste, în planuri pe care nu ajung să le facă după un an și ceva de zile. Realizabile, adică planuri realizabile sunt. Da, mă încercăm. Noroc cu Uniunea Europeană că ne mai trage de urechi din când ne mai trimit planul. Ia mai uitați-vă puțin peste el, că parcă nu e așa. Da, e, tot eram în sesiune ca studentul care îl chem la toamnă să mai dau data examenul. Da, corect. Tot acolo suntem și noi, deja e a treia oară când ne ducem. Mai ne ducem o dată să sperăm că poate de data asta luăm. Dar dacă nu ne pregătim, la fel cum le spun studenților, iarăși că s-ar putea să... Bine, noi am rămas repetenți de-a lungul anilor mai tot să se întâmple la repetenți. Așa e, dar da, ca țară e mai... un student poate fi să rămâne repetent. Ca țară e mai complicat, așa, mult ca mai complicat. Țară e un pic mai complicat și prevede, sau consecințele sunt mult mai mari decât că rămâne un student repetent. Colegii dumneavoastră politicieni, cum îi vedeți astăzi? Din diferite partide politice, cei care reprezintă Gorj, spre exemplu, astăzi, cei care ne reprezintă în funcțiile administrative, Cum îi vedeți dumneavoastră? Știți că a fost o campanie electorală cu multe promisiuni, cu vai, vom face, vom drege, vom nu știu ce. Dar ați văzut ceva în orașul ăsta din ce s-a promis în campania precedentă ca să ne venim la oraș? Absolut. Deci aveam, fiecare avea, erau panouri în toate, pline, în tot schimbe, orașul, da? Da, erau perfect, n-am văzut nimic, nu s-a întâmplat nimic. Măcar nu s-au acoperit gropile care au început asta vară. Exemplu tipic e Calea Eroilor, care încă nu se circulă pe ea și încă este săpată. Și a început în iunie. Da, nu văd mișcare. În continuare spun că nu avem un plan de perspectivă, ce înseamnă, uh-huh, strategia Gorjului nu e aprobată, uh-huh, strategia de dezvoltare a Gorjului, și am început 2021, îl terminăm și noi suntem mai încă în faza de a discuta și nici asta nu foarte concret, dar nu avem aprobat o strategie de dezvoltare a Gorjului. Încă politicienii noștri sunt la faza asta de a vedea ce se întâmplă și vedem populism. Sunt la faza de populism. Corect. Cam atât. Mulțumesc. Nu știu dacă ar mai trebui să mai spunem ceva. Ce să știm? Îi așteptăm pe, eu știu, spectatori să... Până la urmă, astea sunt cele mai importante acțiuni. Corect. Să știți, să vină... tot ceea ce faceți, partea politică e partea politică, îi lăsăm acolo. Dar acțiunile astea sunt foarte importante din punctul meu de vedere. Și educative în același timp. Știți, eu tot timpul îmi făceam o medie, bă, dacă participă 100 de oameni și 30 dintre ei au plecat cu ceva de acolo, este ceva, un câștig. Da. Așa e, eu zic că facem acțiuni frumoase, eu zic că facem acțiuni interesante și oamenii pot să simtă bine până la urmă și să petreacă o zi, să uite de toate greutățile ăștia pe care le-ai, pentru că de acolo și asta e important. Viața oricum e complicată. Hai să încercăm să facem mai complicăm și lucruri, noi, da, să nu ne mai complicăm, să încercăm să facem lucruri în care să îmbinăm utilul cu plăcutul. Corect. Am spus, în momentul când dacă te-ai simțit bine într-o seară, iar, eu știu, contribuția ta, că trebuie să plătești ceva pentru orice piesă și orice spectacol, se duce și spre o cauză caritabilă, o cauză nobilă, ești de două ori câștigat. Ai și dăruit și se face ceva, ai și petrecut o seară frumoasă. Prin urmare,
Îi așteptăm pe toată lumea să vină la evenimentele organizate și de ADER și de Clubul Rotary și de celelalte organizații, evident, care există. Vreau să avem, eu sper în continuare, într-un Târgu Jiu care să trăiască, să-l simt viu. Să pentru pulseze. Că, exact, asta da. Vreau eu. Da, să știți, apropo de lucrul ăsta, că mi-am adus aminte, am mers foarte mult pe jos în perioada asta de vreo săptămână, două, așa, și am tot străbătut. Dom'le, să știți că oamenii nu știu să mai râdă. Da, e... Mare parte din oameni nu știu să mai râdă, mare parte din oameni nu știu să se mai bucure. Fie apăsați de greutăți, fie apăsați de toată treaba asta care se întâmplă zi de zi, nu știu, nu știu. Corect, sunt tot mai multe frunți încrețite pe centru. Știi, purtând masca aia un an de zile pe față, uitați să mai zâmbești. Da, 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 în spatele măștii nu mai știi ce se întâmplă. Da, se zâmbește, nu se zâmbește, era relativ. Oamenii au uitat să zâmbească. E și situația a fost de așa natură, de așa natură corect, pentru că, da, a fost o situație destul de dificilă pentru foarte multe persoane și e dificilă ca atare. Și atunci trebuie să reînvățăm să zâmbim. Așa e. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc tare mult. Cu plăcere. Și vă doresc mult succes în continuare. Multă baftă. Cu siguranță. Mulțumesc mult. Cam atât, domnilor și domnilor, pentru această seară. Repet, invitatul meu, domnul profesor Ștefan Ghimiș, președinte al Asociației pentru Democrație, Educație, Respect, ADER, pe scurt. Vă mulțumesc pentru atenție, vă invit să rămâneți cu știrile Gorj TV, urmează imediat. De la ora 21 vă veți întâlni cu Alin Ion și emisiunea lui Dialog Deschis. Noi ne vedem mâine seară la ora 19. Toate bune, seară frumoasă!